că ceea ce vă propun să facem în timpul pe care l-am la dispoziție, care înțeleg că nu este foarte mare, este o scurtă trecere în revistă prin tot ceea ce înseamnă realitățile pieței de asigurări din România. Trecere în revistă care va fi cu siguranță complementată, cum spuneam, de discuțiile din acest panel. Voi face și câteva referiri la ceea ce înseamnă piața de asigurări pentru oaspeții din străinătate și aș începe prin a puncta că, da, așa cum noi bine știm, industria de asigurări din România a produs anul trecut cam 1,3% din PIB și un român a cheltuit în medie aproape 960 de lei pe asigurări. Ambii indicatori, și densitatea asigurărilor și penetrarea asigurărilor, sunt în creștere în ultimii 3 ani, însă trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Suntem în continuare departe de media europeană, penetrarea undeva la 7,4% în Uniunea Europeană, iar densitatea asigurărilor, sigur, diferă și salariile, dar densitatea undeva la 2100 de euro. Și foarte probabil credem cu adevărat că industria de asigurări din România va putea să ajungă mai aproape de acești indicatori, însă doar după ce vom putea rezolva ecuația complicată numită RCA, doar după ce vom dezvolta corespunzători liniile de asigurări de viață, asigurări de sănătate, asigurări de răspunderi și așa mai departe. Dacă ne uităm și telecomanda merge, dacă ne uităm la tot ceea ce înseamnă rezultatele pieței și v-am promis că nu o să stau mult pe aceste date, vedem că asigurătorii au subscris anul trecut prime brute în valoare de 3,7 miliarde de euro, în creștere, cum spunea Sergiu, o creștere importantă de 19%. Asta în condițiile în care economia României a crescut cu 5%. Vedeta pieței, în termen de creștere relativă, dacă veți, au fost asigurările de sănătate. Aici dinamica a fost una eminamente pozitivă, creșterea a fost de 35%. Dar iarăși, haideți să punem lucrurile în context, vorbim de o piață de 135 de milioane de euro. Și da, iarăși merită spus că o linie de business unde există o presiune importantă pe jucători, pe profitabilitate, de fapt, am avut și o inflație medicală cu 2 cifre. Deci toate lucrurile astea trebuie puse în context. Ăsta a fost anul 2022 și nu intru în mai multe detalii aici. Dacă însă ne uităm la primul trimestru din acest an, da, suntem în așteptarea rezultatelor oficiale, însă am văzut, din datele pieței, am văzut că undeva primele brute subscrise s-au situat la 4,7 miliarde de lei în primele 3 luni ale anului și vorbim de o creștere de 2%, deci o creștere ceva mai ponderată. Asigurările de viață și-au păstrat segmentul, și-au păstrat ponderea în piață, au fost undeva la 794 de milioane de lei, iar asigurările generale undeva aproape de 4 miliarde de lei în creștere cu 2,3%. Bineînțeles, s-au păstrat, să zicem așa, toate segmentările pieței cu splitul între life, non-life și așa mai departe. Non-life e undeva la 83% din piață, 55% din non-life înseamnă asigurări RCA, probabil vreo 12% înseamnă asigurări de incendiu și calamități naturale. Și aici ar merita făcute niște precizări, chiar dacă suntem în așteptarea datelor oficiale, ne așteptăm să vedem în continuare pe linia A10, unde se raportează și piața RCA, ne așteptăm să vedem aici o creștere importantă a despăgubirilor plătite de asigurători în primele 3 luni ale anului și totodată ne așteptăm să vedem o creștere a ratei daunei, ceea ce înseamnă că în continuare, iarăși, probabil, vorbim despre rate combinate tehnice supraunitare. Asta pe RCA. Totodată ne așteptăm și cred că e absolut firesc și bine că se întâmplă așa, dar ne așteptăm să vedem o creștere a despăgubirilor pe linia A8, unde vorbim de asigurări de incendiu și calamități naturale, având în vedere evoluțiile din primele 3 luni ale acestui an. Bun, asta e zona de subscrieri, dar sigur, mai importante, poate dacă vreți, pentru rolul nostru în societate ca și industria de asigurări, mai importante decât subscrierile sunt despăgubirile plătite. Și aici știți că în ciuda unui an complicat, anul trecut, în fiecare zi calendaristică, nu lucrătoare, în fiecare zi s-au plătit despăgubiri de 5 milioane de euro. Pe scurt, jucătorii serioși rămași în piață, și vorbim de companii cu 10 sau sute de ani vechime, au plătit împreună cu clienții prețul falimentelor recente. Și vorbim aici de un preț care e cuantificat atât în termeni monetari,
și cu siguranță se va discuta ulterior despre tot ceea ce înseamnă evoluția cotizațiilor către Fondul de Garantare a Asiguraților, dar vorbim și de un preț cuantificat în termen de imagine și de încrederea consumatorilor. Și asta cred că știți mult mai bine decât noi. Ca idee, aceste 5 milioane de euro în fiecare zi se traduc în cam 200 de mii de euro pe oră, în fiecare oră. Asta înseamnă că, probabil pe durata acestei prime conferințe a FIAR, dacă stăm în timing și având în vedere istoria, cred că o să stăm în timing, pe durata acestei prime conferințe a FIAR se vor fi plătit despăgubiri de peste 1 milion de euro. Sunt sume care ajută pe oameni și pe companii să meargă mai departe și să-ți continue activitatea. Și cred că sunt niște cifre care vorbesc de la sine. Da, cum bine punctat și Radu mai devreme, nu ducem lipsă de provocări, atât la nivel macroeconomic, cât și la nivelul industriilor de servicii financiare, respectiv de asigurări. Suntem, cum spuneam și iarăși, e bine să spunem lucrurilor pe nume, suntem sub o importantă presiune reputațională. Dar la fel de bine nu putem să nu ne întrebăm cum de toate falimentele au fost ale unor companii care activau preponderent pe zona RCA. În plus, iarăși, sunt lucruri tehnice, dar sunt lucruri importante. Industria se pregătește pentru trecerea la IFRS 17, despre care specialiștii spun că aduce foarte multe schimbări din multe perspective. Implementăm noile raportări SAFT cu o complexitate pe care nu cred că vrem să o abordăm acum. Industria și membrii noștri investesc constant în tot ceea ce înseamnă digitalizare și inovare și rezultatele se văd. Mai mult, suntem sub această presiune constantă și mă întorc la acest RCA de a livra servicii de calitate în condițiile înghețării tarifelor de primă. Pentru toate acestea este nevoie de un sprijin important din partea acționarilor, din partea celor care investesc în piața de asigurări din România, însă viitorul este unul interesant. Și aici intru în premieră și cu voia dumneavoastră să vă prezint rezultatele celui mai recent barometru în SARI-RES. Este cercetarea sociologică pe care o realizăm în fiecare an, unde ne uităm, iarăși în fiecare an, cred că e a patra ediție, dacă nu mă înșală memoria, ne uităm la ce zic oamenii. Împărtășim aceste rezultate cu membrii noștri și cu presa pentru a înțelege mai bine cum putem să venim în sprijinul românilor. De unde se informează când vorbim despre asigurări, de ce au nevoie. Și putem să vedem și aici, am aleg și de ceea ce spunea Radu Crăciun în deschidere, da, ok, ne așteptăm la niște evoluții economice, însă uitați că principalul risc care îngrijorează pe români este o eventuală criză economică. 72% dintre români ne-au răspuns asta. Al doilea risc, inflația galopantă, scade ponderea celor îngrijorați de îmbolnăviri, depășind probabil contextul pandemic, însă într-un mod îngrijorător, cel puțin, accidentele auto se situează pe locul 3. Deci, ca și popor, suntem îngrijorați de economie, de inflație și de accidente auto. Cred că asta ar trebui să ne spună ceva. Sigur, o altă concluzie interesantă, pe măsură ce înaintează în vârstă, spun sociologii, da, deci nu o spunem noi, românii sunt mai îngrijorați de evenimente de tipul dezastrelor naturale și al fenomenelor meteo extreme. Iarăși, cred că e un insight interesant. Ne-am uitat în acest barometru în SARI-RES și la tot ceea ce înseamnă zona asta de informare. Poate aici, ca și comentariu, poate că toate discuțiile din media la care se referea și Radu, poate că au și o parte pozitivă până la urmă, pentru că se vede o creștere a nivelului de informare autodeclarat, atenție, autodeclarat, e ceea ce credem despre noi că știm. De la an la an, suntem undeva la 48% dintre români care spun că sunt bine informați și foarte informați despre asigurări, cu 4 puncte procentuale în plus față de 2022. Dar subliniez, este un nivel de informare, dacă vreți, autodeclarat. Mergând mai departe, vedem și o creștere a interesului față de asigurări. Și aici ne uităm în principal la asigurările de locuințe. 42% dintre români spun că sunt mai interesați în 2023, în luna mai, decât anul trecut. 39% spun că sunt mai interesați de asigurările de viață și 33% mai interesați de asigurările de sănătate. Iarăși, n-aș vrea să luăm cifrele exact cum sunt, ci aș vrea să dăm puțin context.
este o schimbare importantă față de anul trecut. Anul trecut asigurările de viață erau pe primul loc, ca și creșterea interesului, acum asigurările de locuință sunt pe primul loc. Evident, explicația vine, cel mai probabil, că vorbim de sociologie până la urmă, din evenimentele produse, dezastre naturale produse la începutul acestui an. Cutremurile din Turcia, cutremurile din Gorj, care s-au resimțit inclusiv până în București. De toate astea se regăsesc cumva în mentalul colectiv. Vorbind de interes, încercăm să satisfacem acest interes al oamenilor și să-l dublăm pe zona de educație financiară. Deci nu ne uităm doar la riscuri pasivi, ci încercăm să schimbăm anumite realități. Iarăși, Radu vorbea despre rolul media. Credem că e un rol extrem de important. Noi avem o proprie emisiune ca asociație profesională în parteneriat cu știrile ProTV.ro. Am ajuns la cel de-al treilea sezon și una peste alta, conform datelor, am ajuns la sute de mii de români care au primit informații utile privind asigurările. Însă n-aș vrea să fiu înțeles greșit, sunt niște primi pași. Suntem departe de unde va trebui să fim. Deci, evident, nu este suficient. Ne ducem și către tineri, prin intermediul unui parteneriat cu Institutul de Studii Financiare și nu numai. Ne ducem către tineri pentru că sperăm ca din ce în ce mai mulți tineri să se alăture oamenilor din asigurări. Speranța e în aceste noi generații, cred că iarăși știți mult mai bine decât noi, care este sau cât de mari sunt dificultățile în a atrage talente în industrie și cât de important este să atragem pe tineri alături de noi. Însă, în plus, față de toate acestea, avem un important rol social și mă apropie aici de final. Ați văzut că accidentele auto sunt a treia cea mai mare sursă de îngrijorare pentru români. Ăsta e contextul în care am lansat un proiect de țară și aici aș vrea să le mulțumesc membrilor noștri, atât la nivel de board, cât și tuturor membrilor noștri care ne-au sprijinit, tuturor asociațiilor, instituțiilor și organizațiilor care s-au alăturat. Sunt în număr de 33 în momentul acesta. S-au alăturat acestui proiect de țară numit Coaliția pentru Siguranță Rutieră. Scopul? Reducerea numărului de victime pe șosele. Suntem în continuare campioni în Europa la tot ceea ce înseamnă frecvența accidentelor rutiere. Suntem în continuare în top în Europa în ceea ce privește evoluția daunei medii, care a fost plătită pe asigurările RCA în principal. Și acești doi factori sunt factorii care, evident, dau ca și rezultat nivelul primelor de asigurare. Iar primele de asigurare trebuie să fie, ca și principiu, și teoretic și practic, primele de asigurare trebuie să fie proporționale cu riscurile pe care o companie de asigurări și le asumă. Ca să nu mai vorbim, evident, de prevederile din legea 132 care permit derapaje pe partea de reparații și care vor fi discutate, cum spunea Sergiu, în cadrul conferinței dedicate asigurărilor auto. Concluzia, pentru că toate lucrurile astea au, să zicem așa, și o finalitate, e nevoie de contribuția fiecărui dintre noi pentru a schimba anumite realități. Faptul că noi conducem în Europa în tot ceea ce înseamnă frecvența accidentelor rutiere are costuri, în primul rând, umane și, în al doilea rând, materiale. Costuri pe care noi, ca și societate, deci nu mă refer la industrie aici, ca și societate, noi trebuie să le suportăm. Sunt lucruri pe care trebuie să le schimbăm. Acum, v-am vorbit despre multe provocări, dar am mers în linia celor menționate de Radu Crăciun. Însă fiecare provocare este și o oportunitate. Și aici e important de spus că construim alături de dumneavoastră, construim alături de membrii noștri un alt viitor. E un moment de restart, am mai spus acest lucru, dar subliniem. E un moment de restart pentru industrie și vă spun și de ce în încheiere. Pentru că, da, cum zicea Radu, economia nu va intra în recesiune, problema României nu va fi partea de cerere, dacă vreți, pe segmentul de business, însă este un moment de restart pentru că anul acesta vom avea modificări anunțate ale legislației RCA, unde, cum știți foarte bine, operăm în contextul înghețării tarifelor, deși despăgubirile nu sunt deloc înghețate. Este un moment de restart pentru că vorbim despre o nouă lege a asigurărilor obligatorii de locuințe și aici perspectivele sunt îmbucurătoare. Este un moment de restart pentru că se lucrează la nouă lege a malpraxisului medical. E un moment de restart pentru că, deși nu va fi ușor și nu a fost niciodată ușor, împingem în continuare și susținem acordarea de deductibilități pentru asigurările de viață. Și este un moment de restart pentru că noi credem cu adevărat în viitorul asigurărilor de sănătate și ne bucurăm că și la nivelul primului trimestru al acestui an
cel mai probabil acestea și-au continuat ritmul de dezvoltare. Acesta este contextul în care nu-mi rămâne decât să urez mult succes lucrărilor FIAR și aștept și eu la rândul meu cu mare interes discuțiile din panelul care va urma. Mulțumim tuturor și mult succes!